Bine ați venit la acest eveniment important, Forumul Internațional Public, NATO și provocările pentru 2023-2024. Securitatea bazinului Mării Negre, cât de sigură mai este lumea. Activitate organizată de Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța, în cooperare cu Forțele Navale Române, în calitate de partener. Tematica evenimentului este de actualitate și în concordanță cu preocupările instituțiilor și organizațiilor care activează în domeniul securității și apărării, la nivel local, național și internațional, cu subiecte foarte interesante, grupate foarte bine în cadrul celor trei paneluri. Astfel, provocările NATO în 2023-2024, securitatea la Marea Neagră, războiul digital, disruption in mass media și cum combatem fake news-ul, Ucraina și NATO, cum mergem mai departe. Anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă în 2014 a condus la dezvoltarea unui mediu de securitate maritimă din ce în ce mai volatil și mai militarizat. Din păcate, formatele existente de cooperare, în special în domeniul naval, au fost subminate de Rusia, care și-a folosit puterea maritimă doar ca instrument de provocare, ignorând principiile dreptului internațional, și totul a culminat pe 24 februarie 2022, odată cu invadarea ilegală și neprovocată a Ucrainei de către Federația Rusă. În prezent, regiunea Mării Negre este în centrul atenției, atât la nivel regional cât și global. Importanța regiunii în care trăim a crescut foarte mult, principalii actori având în lucru elaborarea de strategii proprii sau comune și alte documente programatice. Nu în cele din urmă, forumul are loc în perioada în care situația de securitate din Marea Neagră este în continuare foarte gravă. Statele riverane și comunitatea euroatlantică se confruntă cu noi provocări. Forumul Internațional Public este o inițiativă care are potențialul de a se transforma într-un forum periodic, acest eveniment reprezentând o oportunitate unică de a ne întâlni, de a construi relații în comunitatea de interese și de a discuta despre cooperarea și coordonarea în domeniul securității maritime pe plan regional, cu reprezentanți și delegații ai principalelor instituții din țara noastră, din mediul academic și din cadrul statelor partenere și aliate. În numele Ministrului Apărării Naționale, Excelența sa, domnul Angel Tâlvăr, îmi revine deosebită onoare de a vă prezenta mesajul adresat acestui eveniment. Prin agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, războiul convențional a revenit în Europa. Ca răspuns la aceste schimbări, la nivelul NATO s-a declanșat un proces amplu de adaptare strategică a alianței la noile realități din plan securitar, pentru consolidarea postului de descurajare și întărirea capacității de apărare a NATO, pe întregul flanc estic aliat și cu precădere în regiunea Mării Negre. În acest context observăm cât de importantă devine securitatea colectivă și securitatea la Marea Neagră în special. În privința securității colective, România este un aliat solid de încredere, un stat care demonstrează ambiție, voință politică, precum și capacitatea de a contribui concret la realizarea și implementarea priorităților comune de viitor, inclusiv în asumarea fermă a rolului de furnizor de securitate în regiunea Mării Negre. Imediat după declanșarea războiului, liderii statelor membre NATO au agreat necesitatea adaptării pe termen lung alianței la noile condiții din mediul de securitate. În acest context a fost aprobată înființarea pe termen scurt a 4 noi grupuri de luptă în Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia. În acest fel s-a întregit rețeaua grupurilor de luptă care funcționează în statele Baltice și Polonia, ca urmare a măsurilor adoptate de alianță după invazia și anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Stabilirea acestor noi structuri compensează deficitul de prezență aliată permanentă în zona de sud-est a Europei, înregistrat până acest moment. Grupul de luptă pentru apărare colectivă, dislocat în România, sub comanda Franței, la CINCU, reprezintă un proiect esențial pentru credibilitatea și eficiența posturii colective în regiune. România asigură un sprijin consistent din prisma națiunii gazdă și sperăm că avem o prezență aliată cât mai substanțială în acest sens. La summitul de la Madrid, din iunie 22, au fost luate decizii majore care au vizat realizarea unor posturi credibile, agile, sustenabile în flancul estic. Achiziționarea și construirea de noi nave de luptă, de suprafață și submarine,
și de dotarea acestora corespunzător, precum și a celor existente cu armament performant. Acest fapt înseamnă oportunități pentru operatorii care activează în domeniul industriei de apărare în județul Constanța și noi locuri de muncă pentru populația acestei regiuni. Într-un cuvânt, dezvoltare durabilă. Simultan se dorește eficientizarea procesului de recrutare pentru candidații din forțele navale, ridicarea nivelului de pregătire și instruire a elevilor, cursanților, studenților din instituțiile de învățământ militar, crearea acestor standarde compatibile cu cele din armatele aliate. Acordarea sprijinului națiunii gazde pentru forțele militare aliate găzduite pe teritoriul național în scopul creșterii garanțiilor de securitate de la flancul estic al NATO reprezintă o altă prioritate. Așa cum bine știți, baza de la Mihail Cogălnicianu reprezintă un punct extrem de important în asigurarea securității bazinului Mării Negre. Armata se bucură de sprijinul constant al Consiliului Județean Constanța și a numeroase primării în promovarea proiectelor despre care am vorbit și au fost menționate. Provocările acestei perioade sunt mari, iar forțele navale române, în colaborare cu structurile maritime ale Ministerului Afacerilor Interne, Autoritatea Navală Română, monitorizează atent minele, de care știți, minele care sunt în Marea Neagră și prezintă un pericol pentru navigație, precum și alte amenințări generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cum ar fi viitura rezultată de la distrugerea barajului Novo-Cahovka, poluare generată de scufundarea unor nave militare și nu numai. Sigur că fiind sub umbrela NATO, avem confortul ăsta că nu va îndrăzni Rusia să atace. Da, știm noi dacă nu cumva lucrurile vor scăpa de sub control, cu ce ne apărăm? Avem F-16, avem Patriot. Mă rog, scutătoarele de veselul este pentru altceva, este pentru rachetele balistice care trebuie să vină în Iran. Avem, da, domnule, revin și eu la ce spunea domnul general. Ce facem cu Marina Militară? Că Marina Militară a fost cea mai văduvită dintre toate categoriile de forțe armate în ceea ce privește dotarea. Programul Corvetă e în moarte clinică și cred că se va anula. Dacă nu se anula hotărârea de guvern în 2016, cu programul Corvetă, acum aveam 3 corvete și cele 2 fregate în etapa a doua de modernizare, deci full operațional. În 2005 au venit fregatele, da? Oameni buni, dacă statul român din 2005 până în 2023 nu a reușit să introducă corvetele în etapa a doua de modernizare, adică ce să fac? Rachete, navă, aer, un sonar tractat și un radar performant, toate incluse în SIC. Deci dacă n-am reușit să facem asta 18 ani, dumne, e o rușine națională. Nu putem să mai rămânem așa. România are nevoie mai mult decât oricând de echipamente militare pentru Marina Militară, pentru a ne putea apăra frontarele. În fond, ce a arătat războiul ăsta? Păi a arătat așa, că putem noi să avem libertate câtă vrem, de toate libertățile din lumea asta. Putem să avem confort economic, putem să avem pace socială. La ce folos dacă te trezești a doua zi cu tancurile rușilor pe străzi? Deci securitatea militară este extrem, extrem de importantă pentru un stat. Asta a arătat printre altele războiul ăsta. This is a very important opportunity to enact that when if you're looking at the topic of this discussion, it's how do we get peace in the Black Sea basin and how and my very quick point is that it's across all powers of domain. We need to work together both from civilian military bilaterally, in my case United States, Romania, through NATO partners and allies in order to work together to maintain cohesion because Russia and other foreign actors are looking to break seams and to destroy the unity. As the war is now going in over a year and a half, we have seen lots of tactical changes, technology we have not seen before, drones, missiles. It's been a very
active and dynamic conflict. And beyond the military side of it, it has many implications worldwide across all domains. As this forum is discussing, it's not just military actions, it's also food insecurity, freedom of navigation, the Black Sea, working in the domains of free press and fighting information, false information, fake news, both in social media, in the press, and that's why working together, that's the only way we can do this across civil, military, strategic partners, NATO allies. Just as important as, for example, working together, Romania's hosting, MK Air Base hosts right now the 10th Mountain Division, last year after the Madrid Declaration, President Biden initially started with 101st Airborne Division, as well as NATO allies. We have the Aegis Ashore Base in Devoselu, that Romania has been hosting for almost a decade now in support of our strategic partnership. Those are critical military infrastructure and strategic messages and capabilities that constrain Russia. But beyond that is a civil partnership that examples like this in helping to working with the media in order to present a true narrative of what's going on and our shared values, because that is how we will move forward into victory. That in the Black Sea region, this is an all-domain conflict and we have to work within the full realm of national power and international engagement to include such examples as increasing the food security with the grain shipments that Romania has done in order to help their Ukrainian partners to the north. Romania hosting the millions or the transit of millions of refugees and hosting many tens of thousands. All those together are just as important as the military. As Putin has shown, having just military force, it's important, but really it's across all domain. You need the national power, the full spectrum of messaging, of cohesion, civil military working together. Evenimentul organizat de Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, în parteneriat cu Forțele Navale Române. Consider de asemenea că în aceste momente faptele sunt cele care fac diferența, nu doar cuvintele. Acesta este unul dintre motivele pentru care, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, desigur, în parteneriat cu Forțele Navale Române, am decis că este foarte important să organizăm International Public Forum la Constanța. Poate că vă întrebați ce legătură există între o asociație de dezvoltare durabilă și problemele legate de războiul din Ucraina, de provocările României și ale NATO în acest context. Fără a vrea să vă răpesc foarte mult timp, vă voi spune pe scurt că dezvoltarea durabilă nu se face decât în condiții de pace, cu instituții stabile, cu o populație bine educată, corect informată și implicată în dezvoltarea societății. Pilonul 16 din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, votată de ONU în 2015 și asumată în integralitate de Uniunea Europeană, inclusiv de România, prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030, este pace, justiție, și pun accentul pe justiție, și instituții eficiente. Acest pilon se definește generic prin promovarea unor societăți pașnice și inclusive, pentru o dezvoltare durabilă, accesul la justiție pentru toți cetățenii și crearea unor instituții eficiente responsabile la toate nivelurile. Acesta este motivul esențial pentru care Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța are ca scop implementarea celor 17 piloni din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României, alături de realizarea tuturor obiectivelor pe care ni le-am propus în strategia județeană de dezvoltare, siguranța cetățenilor, siguranța frontierelor, întărirea instituțiilor statului, justiția făcută în slujba legii, informarea corectă a publicului, combaterea cu fermitate a fake news-ului, întărirea permanentă a valorilor care ne-au ținut uniți până acum, trebuie să ne țină uniți și în continuare,
la nivel de țară, dar și la nivelul familiei noastre din Uniunea Europeană și din NATO, sunt lucruri care avem obligația să le apărăm, despre care avem obligația să vorbim cu voce tare pentru a le păstra și pentru a le crește.